Noul serial turcesc Melek va fi difuzat începând cu 4 iulie la Canal D, începând cu ora 20. Melek, care s-a rupt de familie cu ani în urmă, locuiește la Berlin. Este căsătorită și are 3 copii. Întreaga ei lume este dată peste cap când privește vestea că este grav bolnavă. Melek ajunge în pragul unei decizii dificile, gândindu-se la copiii săi, pe de o parte, dar și la căsnicie, pe de altă parte. În ciuda bolii teribile de care suferă Melek, își găsește puterea de a le oferi copiilor săi un viitor. Și pe măsură ce confruntă cu durerea trecutului nenumărate probleme și situații incredibile, o așteaptă în noua ei viață. În urmă cu 2 decenii, Melek a refuzat căsătoria angajată de tatăl ei și a fugit cu alesul inimii sale. Anii au trecut, iar acum Melek trebuie să-și reconstruiască destinul, să-și reîntâlnească familia. Destinul pare în continuare potrivnic. Acest episod este o poveste incredibilă despre familie, renunțare, dragoste maternă, greșeli, regăsiri, prietenie și iubire adevărată. Producția va putea fi urmărită săptămânal de luni până miercuri la ora 20 pe canalul de al televiziunilor române.